Știrile false, disciplina, consiliere și dezvoltare personală, clasa a șaptea. Salut, eu sunt Alex și vreau să vă arăt ce știri tare am găsit pe net. Senzațional! Bell, celebra companie de telefonie, îți oferă un telefon gratuit. Tot ce trebuie să faci este să distribui acest mesaj la 20 de persoane. Wow, ce tare știre! Trebuie să o distribui prietenilor. Acest castel aflat în județul Arad își deschide luni porțile pentru vizitare. Vă așteptăm! Asta o voi distribui în grupul clasei. Poate ne duce diriga în excursie. Gata, a fost demonstrat. Dacă bei un litru de băuturi energizante pe zi, vei fi mult mai activ și asta te va ajuta să înveți mai ușor la școală. Pentru această informație îmi vor mulțumi toți. Hei, Alex! Ce faci? Unde ai găsit aceste informații? Le-ai verificat informațiile? Nu! De ce ar trebui să le verific? Le-am găsit pe internet! Cred că au fost verificate de cineva, nu? Din păcate, internetul și rețelele sociale au și fețe ascunse. Există site-uri care distribuie multe știri care nu sunt adevărate. Pe acestea le numim știri false. De multe ori este greu să identificăm care sunt cele adevărate și care sunt cele false. Știrile false circulă repede, mai ales pe rețelele sociale. Dragi elevi, vom face o scurtă pauză. Vă invit să vă amintiți o experiență recentă în care ați primit sau ați găsit pe rețelele de socializare o știre care vi s-a părut suspectă sau chiar v-ați dat seama că este falsă. Despre ce era vorba? Ce ați făcut? Ați distribuit-o altora? Împărtășiți experiența colegilor voștri. Și de ce se publică știri false? Hai să vedem ce spun experții. Unele site-uri publică știri false pentru a obține profit. Cu cât un site are mai multe vizualizări, cu atât va avea mai multe reclame, ceea ce va duce la câștig. Site-urile trăiesc din reclame și publicitate. Pentru unii, răspândirea știrilor false este o adevărată afacere. Pe de altă parte, unele site-uri sau chiar persoane publică știri false pentru amuzament sau pentru manipulare, adică pentru a influența comportamentul celorlalți. Răspândirea de știri false este un obicei negativ care poate face mult rău unor persoane. Le poate afecta sănătatea fizică și emoțională, încrederea în sine și în alții, relația cu școala sau cu ceilalți și chiar economiile. Așa că aveți mare grijă la ce citiți și la ce răspândiți. Cum putem identifica dacă o știre este falsă? Iată câteva reguli de care oricine ar trebui să țină cont. De fiecare dată când găsești ceva interesant, citește toată informația, nu doar titlul. Verifică autorul și data la care a fost publicat. Fii atent la titluri. Cele care încep cu numere sau cuvinte exagerate ca important, incredibil, de necrezut, extraordinar sau știrile care conțin greșeli gramaticale sau de ortografie trebuie analizate și verificate. Verifică informația pe pagini oficiale. De exemplu, dacă ai găsit un anunț despre un concurs al unei companii sau a unui magazin, poți intra pe site-ul oficial și vei găsi acolo dacă există un astfel de concurs cu premii. E simplu, nu? Poți verifica și pe alte site-uri dacă informația există. Dacă nu o vei găsi pe niciun alt site, fii sigur că este o știre falsă. Poți de asemenea să intre pe părinții tăi sau chiar pe profesorii tăi dacă ești la școală. Apropo, voi ce site-uri utilizați cel mai frecvent atunci când aveți nevoie de informații pentru proiecte școlare? Nu te grăbi să distribui, s-ar putea să oferi informații greșite prietenilor tăi sau să te faci de râs. Acțiunile tale pot face diferența. Imaginează-ți ce s-ar întâmpla dacă prietenii tăi ar consuma băuturi energizante crezând că asta îi va ajuta să învețe mai ușor. Aceasta este clar o știre falsă.
Aveți grijă de asemenea și la alte anunțuri care vă îndeamnă să consumați diferite vitamine sau substanțe. Acestea trebuie verificate împreună cu părinții sau cu medicul. De azi înainte voi citi mai atent informațiile, voi verifica și pe alte site-uri și nu mă voi grăbi să distribui. Acțiunile mele vor face diferența. Dragi elevi, până săptămâna viitoare, analizați și voi pe rețelele sociale pe care aveți cont 3 știri din orice domeniu de activitate și verificați dacă informațiile sunt adevărate sau false. Folosiți regulile propuse de experții noștri. Împărtășiți între voi concluziile. Succes în descoperirea adevărului din spatele știrilor!